Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Fii parte din noi. Completează chestionarul de recensământ pe recensământromânia.ro și contribuie la noi decizii. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și locuit, noi școli și grădinițe sau noi soluții pentru sănătate. Nu rămâne pe din afară. Autorecenzează-te online până pe 15 mai. Participă la recensământ. Om cu om, casă cu casă. Bună dimineața, oameni buni. După cum ați putut vedea din clipul prezentat înainte, este o emisiune dedicată procesului început de acum câteva zile, recensământul populației și locuințelor. Mesagerul de Neamț încearcă să sprijine acest proces fără ca să încarce bugetul de cheltuiele al statului, adică am făcut o treabă, să spunem așa, pro bono. În ziarul care a apărut joi, am publicat prin mijlocul ziarului două pagini în care este explicat întreg procesul punct cu punct. De asemenea, pe cele două site-uri ale noastre aveți link-uri care pot să vă ducă spre ceea ce v-ar ajuta să faceți, să vă recenzați de acasă, pe calculator, de pe calculator sau de pe telefon sau de pe tabletă, pe ce are fiecare. În emisiunea de astăzi, împreună cu invitatul de astăzi, domnul Claudiu Harabagiu, director executiv al Direcției Regionale de Statistică Neamț, vom încerca să explicăm aceste lucruri. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Încercăm, așa cât putem noi, după puterile unei redacții mici din Neamț, să sprijinim acest proces, pentru că mie mi se pare important, după ce anul trecut nu s-a ținut, nu? Că parcă era programat pentru anul trecut. Da, și s-a amânat din motive evidente legate de pandemie și... Mă mir că nu s-a amânat acum din cauza războiului, că uite, acum se spune că recensământul are loc tocmai pentru că se face o legătură între recensământ și război, ceea ce mi se pare de acum absurd. Acum să vă spun drept, amânarea a fost amânată, colectarea datelor, dar finalizarea recensământului nu s-a amânat, pentru că există o obligație la nivel de Eurostat să finalizăm până la sfârșitul anului recensământul. Practic s-au decalat niște activități. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Haideți să povestim noi ce vrem să facem astăzi. Tocmai pentru a veni în ajutorul celor care vor să se autorecenzeze, noi recunoaștem, nu? Recunoaștem în fața națiunii că am înregistrat momentul în care m-am autorecenzat eu. Am înregistrat, am făcut un filmuleț, am scos timpii morți din această înregistrare, că au existat și asemenea timp morți. Au fost vreo câteva momente în care a trebuit să fiu asistat, ca să spun așa. Am făcut această înregistrare, iar domnul Harabagiu acum va avea posibilitatea să explice pe filmulețul respectiv toți acești pași. Corect. Am greșit cu ceva? Nu. Exact asta am făcut. Bun. Haideți înainte de a intra în filmulețul respectiv și a explica cum m-am autorecenzat, trebuie să spun că a durat în jur de vreo 18-19 minute, sper, cred că așa ceva, pentru că a fost mai greu prima parte, după aceea lucrurile au mers mai ușor. O parte dintre date se înregistrează și se reiau și atunci nu mai ai ce completa. Deci, cam 18-19 minute pe acolo, dar cine are abilități mai mari ca mine, face mai repede. Așa? Să povestim un pic despre condițiile în care se desfășoară recensământul în Neamț. Pe mine asta mă interesează. Nu vreau să discut acum despre cei care se ocupă la nivel național, pentru că deja sunt, deja m-am plictisit, am văzut toate afișele mari astea, toate astea de publicitate din toate orașele pe care am trecut, în care tot mă zic să văd, apare ceva cu recensământul.
N-am văzut, așa că eu mă mulțumesc cu neamțul. Aici am văzut câteva lucruri, chiar în vecinătatea noastră. Aici este un loc în care văd că sunt persoane care ajută pe alții. Explicați-ne ce e în neamț. În neamț, bine, recensământul a început, cel puțin perioada de autorecenzare a început începând cu 14 martie. Fiecare persoană care dorește să se autorecenzeze poate să o facă intrând pe site-ul Recensământ România. În județul Neamț, noi am, pentru persoanele care doresc să autorecenzeze și doresc să spunem să fie asistate, să nu cred că se descurcă, sau poate nu au internet, sau poate nu au acces la un dispozitiv electronic care să le permită autorecenzarea, pot merge oricând la unul din punctele de autorecenzare asistată, unde există un recenzor care practic îl asistă să completeze formularul. Deci, practic, sunt oameni, te duci acolo, ai la tine buletinul, de obicei nu. În normal trebuie să ai niște informații, informații legate de persoanele din gospodărie. Pentru că autorecenzarea, și cum o să vedem și înregistrarea făcută, se face în doi pași. Prima dată se realizează o preînregistrare a persoanelor din gospodărie. Și ulterior se primesc niște mail-uri cu link-uri către formularele propriu-zise de recensământ. Deci, o să explicăm pe filmuleț, dar până atunci haideți să vedem câte asemenea puncte aveți în Neamț. În județul Neamț sunt 184 de puncte. Ele au fost împărțite în funcție de populația estimată rezidentă la nivel de fiecare localitate. La nivelul localităților rurale există cel puțin un punct. Majoritatea, în primul rând, că există la primărie. Unde populația este mai mare, există și alte puncte și ele sunt afișate pe site-ul primăriilor și pe site-ul Direcției Regionale de Statistică. Sunt și marcate, nu? Sunt și marcate, da. Iar persoanele care vor să se intereseze, de exemplu, poate să suni și la primării, că comisiile locale pot să indice cel mai apropiat de loc. Noi am pus și pe site-ul Direcției Regionale de Statistică. Am să vă arăt. O să rog pe Bogdan să mărească când este pregătit Claudiu cu... Da? Da, uitați. Deci pe site-ul Direcției Regionale de Statistică sunt locațiile pentru autorecenzare asistată. Există o hartă cu toate locațiile din județ. Am să o șmăresc. Și puteți apăsa pe... Numai o și apăsați pe locul unde considerați... Se pare că s-o ieși din... Nu e nicio problemă. Dacă s-a ieșit, continuăm emisiunea până când se reface legătura. E un pic mai... Și tot pe site-ul, tot la același articol, se poate descărca un Excel cu toate locațiile, unde apare și adresa și programul de lucru a fiecărei locații. De exemplu, dacă ies luăm Piatra Neamțu, să presupunem, unde există o densitate mare a populației și aici s-au înființat un număr mai mare de locații, pot să dau exemplu, sunt la cele trei mall-uri, locații iar la piață, la unele instituții care au un aflux de public, cum ar fi Casa de Pensii, Trezorerie. Vine lumea la aceste puncte? Da, au început să vină. Și noi sper să aducem cât mai multe persoane. E adevărat, fiecare recenzor are și niște fluturași pe care îi distribuie la persoanele care sunt interesate și ulterior unele persoane revin când au toate informațiile. Pentru că e adevărat, v-am spus, în momentul în care te mergi să faci autorecenzarea și să fii asistat, trebuie să ai niște informații legate și de ceilalți membri din gospodărie. Da. O să-mi permit un pic să dialoghez cu Bogdan. Bogdan, putem intra în filmuleț? Da, deci se pare că da, putem intra în filmuleț. Să nu mai lași în full screen. Da, deci să nu mai stea în full screen, să fie... Da, putem intra în filmuleț ca să explicăm cum începe. Deci, de acum îi dau cuvântul domnului Claudiu să explice exact pașii, pentru că el vede ce se întâmplă pe ecran. Așa, deci noi am început prin a intra pe site-ul recensământromânia.ro.
Da? Și de pe site-ul recensământromânia.ro există un buton care se cheamă platforma autorecenzare. Se vede apasă, cum merge acolo, da? Se apasă pe el și în momentul de față suntem în formularul de preînregistrare. În formularul de preînregistrare există niște explicații legate de ceea ce trebuie să se întâmple în acest formular. Am să pun puțin pauză când mai explic. La punctul 1, să spunem, din acest formular se trece persoana de referință sau capul gospodăriei, deci o persoană cu datele, vorba de CNP și adresa de mail. Ulterior se trece locul de reședință obișnuită, adică locul unde locuiește persoana, da. Pentru că există o diferență față de domiciliu. Și aici am să dau o mică explicație. Mare majoritatea a cazurilor, persoanele locuiesc unde au domiciliu. Dar există persoane care, sau gospodării, ca să spunem corect, care locuiesc în, să spunem, au reședința obișnuită în alt loc decât au domiciliu. Pe noi ne interesează foarte mult să fie trecută reședința obișnuită, adică locul unde locuiește efectiv o persoană. Așa, mai departe. După aia se completează toți membrii gospodăriei. Da, că e vorba doar de CNP și adresa de mail dacă. Putem spune că pot fi numiți generic. Tata, mama, copil. Asta ulterior când completăm formularul. Da. Dar exact. La preînregistrare trecem pentru fiecare membru CNP-ul și adresa de mail dacă au, dacă nu, rămâne adresa de mail al persoanei de referință, adică a primei persoane care au completat, capul gospodăriei. Și mai există un buton în cazul în care persoana sau un membru al gospodăriei are în proprietate și o locuință secundară. Adică pe lângă locul unde stă efectiv, mai unul din membrii gospodăriei au o locuință care e în proprietate. Dar important este de spus, este vorba de locuințele secundare neocupate. De ce spun că e important? Pentru că pentru locuințele secundare, să spunem, sau care sunt proprietate și sunt ocupate, informațiile vor fi date de către persoanele care le ocupă. Da, indiferent de forma în care ocupă acea locuință, pentru că poate să fie cu chirie, poate să fie cu gratuit, dat încomodat sau alte forme de ocupare. Deci, indiferent de formă, cel care o ocupă completează. Completează formularul cu locuința respectivă. Bun, să mergem mai departe. După ce am completat acest formular de preînregistrare, practic primim pe adresa de e-mail. Ok. Primim un mesaj că a fost completat formularul de preînregistrare și după aia primim pe adresa de e-mail. Vedeți și aici, primim linkurile către chestionare. Și practic noi primim pe adresa de e-mail. Îmi cer scuze, eu am intrat și eu. Da, vă rog. Practic noi primim pe adresa de e-mail către un link pentru fiecare persoană înregistrată și pentru fiecare locuință. Da. Pentru fiecare persoană înregistrată și pentru fiecare locuință secundară. Deci pentru fiecare persoană câte un link. Cu mențiunea că linkul persoanei care s-a declarat capul gospodăriei și care a completat acel formular va avea de completat și date despre locuință și gospodărie. Și tot el va stabili nucleul familiei și o să vedem în continuare. Noi am intrat pe formular. Am dat începutul chestionarului, apoi urmează, se derulează anumite întrebări legate de numărul persoanelor din gospodărie, câte sunt plecate perioadă îndelungată, câte sunt temporar prezente, cu mențiunea că persoanele plecate pe perioadă îndelungată, adică mai mult de 12 luni, sau temporar prezente, pur și simplu erau în vizită. Sunt persoane care nu se recenzează, pentru care nu dau date, aceste întrebări sunt pur informative. Și urmează lista membrilor din gospodărie. Da. Deci continuăm cu formularul.
lista membrilor din gospodărie și aici sunt sunt trecute părți din în această zonă am trecut eu puțin mai repede pentru că sunt date cu caracter personal. Acolo se stabilesc relațiile între persoanele din gospodărie. Prima persoană este denumită capul gospodăriei și ulterior toate persoanele care sunt înregistrate se stabilesc relațiile cu ele. Fie că sunt soț cu capul gospodăriei sau fiu al capului gospodăriei. Ideea e de a stabili nucleul familiei. Așa. Bun. Mergem mai departe. După aia pentru fiecare persoană, deci după aia se OK. Aș vrea să ajung la formularul despre locuință. Să nu vă speriați, deci nu este. OK, acum putem, da? Urmează o secțiune cu formularul despre locuință și aici o să observați câteva întrebări. Unul, în primul rând, ce am spus, cum este ocupată, titlul cu care ocupă locuința, situația ocupării, poziția locuinței în clădire, etajul. După câte observați, întrebările, pe măsură ce răspund la întrebare, se deschid celelalte, da? Pentru că ele au automat niște filtre. Altfel spus, dacă chiar dacă chestionarul în format tipărit pare că are foarte multe întrebări, din experiența și pe care ați avut-o și dumneavoastră, ați văzut că nu sunt foarte complicate. Sunt câteva locuri în care trebuie să fii atent acolo atunci când ajunge discuția la utilități. De exemplu, dacă putem da pe ecran, o să vedem și asta. În primul rând, camerele de locuit, suprafața camerelor de locuit. Nimeni nu vă cere să spuneți da, 47,52 de metri sau e, da, deci, e o suprafață aproximativă și totul e pe declarația persoanei, da. Nu vine nimeni să solicite măsoare documente și să măsoare. Da. Da. Deci, totul depinde. Vedeți și aici întrebările legate de sistemul de alimentare cu apă. Sunt întrebări care au fost utilizate și la recensămintele trecute, adică nu-i, tocmai asta e să construiesc serii de date pe aceste întrebări și intenția este tocmai de a vedea dotarea locuinței sau a locuințelor, nivelul de dotare, pentru ulterioare strategii de, să spunem, sau proiecte pentru îmbunătățirea calității locuirii. Adică dumneavoastră vă faceți treaba să oferiți o bază de date autorităților, rămâne ca și autoritățile să folosească această bază de date pentru binele populației, ca să fie clar. Exact. Da. Aici sunt, de exemplu, ca exemplu, sunt întrebări, dacă putem mări puțin. De exemplu, aici sunt întrebări cu da și nu și în care trebuie alese acele situații care sunt, să spunem, le are persoana sau le utilizează. Aici întrebarea este legată de combustibilul folosit pentru gătit, da? Și o persoană, de exemplu, sau o gospodărie poate folosi mai multe tipuri de combustibil. De exemplu, și gaz, poate folosi și butelie, da? Sau poate folosi și foc. Și sobă cu lemne. Da, deci poate să aibă toate trei. Da, și atunci eu practic trebuie să răspund la genul ăsta de întrebări cu da acolo unde e da și cu nu acolo unde e nu. Practic fiecare din opțiuni reprezintă o întrebare. Da. Deci aici sunt întrebări. Da, aici trebuie completat integral. Bineînțeles, sunt situații în care sunt contradictorii și o să apară o eroare sau o situație care e improbabilă și o să apară o eroare. Noi chiar intenționat am făcut la un moment dat acest lucru. Da, ca și o să vedeți puțin mai încolo cum sunt marcate erorile, sunt marcate cu roșu.
și trebuie corectate. Nu e nicio problemă, deci da. Aia te întorci și exact. Reiei și pui răspunsul exact. Corect și atunci roșu dispare. Nu știu de ce se pune roșu. Eu tot timpul m-am întrebat de ce pui roșu și pui tot roșu și roșu nu dispare niciodată. Dar asta este altă poveste. Mergem mai departe. Da. N-am ajuns încă la butonul roșu. Deci suntem în... Și după ce am terminat acest formular, urmează formularul pentru secțiune de persoană. Da? Formularul de persoană pe care va fi completat și de restul persoanelor din gospodărie. Formularul, practic, celelalte persoane din gospodărie nu vor mai completa secțiunea pentru recenzarea locuinței. Pentru că asta este deja completată. Deja e completată, da. Și atunci fiecare persoană din gospodărie va completa restul... Dacă tot putem să mărim puțin. Și o să vedeți aici în partea stângă că secțiunea pentru recenzarea locuinței este verde. Asta înseamnă că am completat toate întrebările. Da. Asta este important că îți arată site-ul. E un cod al culorilor, da. Practic. Acolo unde e albastru înseamnă că nu s-au completat toate întrebările. Unde e roșu, cum a apărut acum, vedeți, a apărut roșu. Da, acolo ceva nu a fost corect. Da? După aia am rezolvat problema, s-a făcut albastru, dar albastru înseamnă că nu s-au răspuns la toate întrebările. Și se continuă cu completarea formularului. Se vede cum completam acolo fiecare dintre rubrici până când am ajuns la... Am ajuns la o eroare, dacă aici era, parcă iar s-a făcut roșu. Asta trec puțin peste astea. Și vedeți că și butonul era cu roșu. Practic, e clar că undeva am răspuns greșit. Noi am continuat formularul, tocmai ca să vedem ulterior... Unde este greșeala? O să vedeți că la un moment dat dispare roșu, pentru că găsim greșeala respectivă. Era undeva, parcă dacă nu mă înșel, nu mai țin minte. Un an. Un an. Da, în loc de 1994, parcă, nu mai țin minte cât, am pus o altă cifră. Dar, după câte observați, cel puțin la educații, activitatea economică a firmei în care lucrează sau sunt nomenclatoarele deja puse, deci nu mai și trebuie doar să trebuie să aleg. Da. Asta e în mod normal, știu că am mai avut problema asta și mă mai întreabă lumea, ok, eu lucrez ca, să spunem, taximetrist, da, nu mi-apare. Taximetrist. Și atunci eu trebuie să mă gândesc puțin la ceva auxiliar, de genul șofer. Și e adevărat, în codul ocupațiilor, taximetrist este trecut ca șofer de autovehicule. Și el apare. Da? Deci nu este extrem de complicat, trebuie doar un pic de atenție. Apar instituțiile de învățământ superior cu facultățile respective. Nu știu dacă apar și alea desființate, care nu au mai primit acreditare. Ele apar, toate nomenclatoarele cu instituții de învățământ sunt preluate de la Ministerul Învățământului și pe ani. Adică într-un an unele funcționau, altele nu. Ulterior au fost înființate, ulterior au fost desființate. Deci e foarte important să stabilezi destul de clar... Și să spunem că la studii, aici vreau să fac și o glumă, glumă amară, la studii se ia ultima universitate. Sau da, nivelul absolvit cel mai înalt. Cel mai înalt. De exemplu, și este pe propria declarație. De exemplu, domnul Barbu, care i s-au anulat acum de instanță mai multe... masterate, doctorate, studii, el poate să le declare aici că nu e o problemă, dacă în momentul când apar acolo și... Tocmai asta am zis, chiar și când e vorba de recenzori ARA, unde asistă persoane,
Persoana spune. Toate informațiile sunt pe baza declarației. De asta spun. Nu trebuie să vină cu acte doveditoare. Da, trebuie... Deci nu e ca în CV-urile alea când te duci și spui acolo am făcut studii la, cum se cheamă, l-am uitat, de Colegiul Național de Contrainformații, Informații sau Răs Informații sau în altă parte. Nu, tu te duci și declari. Da. Am făcut ultima, am făcut aici, doctoratul aici... la Caracal. Da. Și l-am făcut doctoratul la Caracal și se dă acolo. Apare Caracalul cu universitate? N-apare. Hai să vedem. Am făcut doctoratul la Timișoara. Apare? Apare. Ok. Deci... Aici e important de precizat că știu că mai sunt persoane care au făcut facultatea, să spunem, sau și-au făcut studiile în Piatra Neamț, dar la o filială a unei universități din Iași, de sau exemplu. Din București. Sau din București. La orașul care este trecut pentru a identifica această universitate, trebuie trecut București sau Iași, nu filiala din Piatra. De altfel, dacă cei care o să facă formularul să vadă că au toate explicațiile deasupra întrebării, trebuie să citească. Deci puțin, dacă ai nu acolo se scris, da. Aici, dacă putem mări puțin, vedeți că noi am terminat și deja noi aveam o eroare, știam că aveam o eroare. Și ne spune. Și ne spune și care e întrebarea. Da? Ne duce direct acolo. Anul stabilirii în localitatea de reședință obișnuită. Și noi am mers pe întrebare, am dat click pe ea. Imediat apare. Și vedeți că ne-a dus... La eroare. La eroare. Acolo era an. Și eroarea, e normal că e 1400 și spune și ce eroare. Anul înregistrat nu poate fi mai mic decât anul de naștere. Da. Depinde acum, dacă credem în reîncarnare, am putea folosi și vedeți că după ce am completat această eroare, cele două secțiuni, vedeți în partea stângă, sunt cu verde. Automat spune, ești deștept, poți merge mai departe. Așa. Asta ca să mă laud singur. Și a mai rămas o întrebare fără răspuns. Întrebarea fără răspuns e întrebarea de pe copertă care e legat de codul ARA. Și o să vă povestesc că, practic, persoanele care asistă la aceste puncte ARA de care povesteam la începutul emisiunii, ele au un cod pentru a fi cumva plătite pentru fiecare persoană asistată. Și atunci el... Dacă știam, mă duceam și eu la o persoană ca să mai câștige niște bani. Și atunci el își trece un cod. Așa. Dar persoanele care nu beneficiază de asistența ARA nu trebuie să adică dacă facă... eu mă autorecenzez... Da, nu trebuie să-și facă griji atunci... că acel cod rămâne necompletat. Da. Nu are nicio relevanță pentru corectitudinea completării formularului. Asta e foarte important de reținut. Și nu te blochează. Nu blochează pe nimeni. Încă un lucru pe care am mai auzit informații că și noi acum încercăm să unii interpretează într-un fel, alții într-un fel. Toate persoanele care se autorecenzează, persoanele salariate care se autorecenzează, indiferent că o fac cu ajutorul unui recenzor ARA sau fără ajutor, beneficiază o zi liberă plătită. Deci nu are nicio legătură dacă am auzit, dar dacă e codul ăla, am auzit persoane, eu chiar dacă nu prea știu, aș vrea să mă duc la să fiu asistat, dar dacă mă asistă, e clar că nu o să-mi dea ziua liberă. Nu este adevărat. Bun. Și ca să primească ziua liberă, trebuie o adeverință, trebuie ceva, sau îți iei tu adeverința aceea de pe... Ea se descarcă de pe site-ul Recensământ România. Uitați, o să-mi intru eu acum. Da? Dacă putem da puțin pe ecran. Chiar mare, te rog, Bogdan, dacă se poate. Acolo cu aici albastru. Unde aici, da, în partea dreaptă. Deci practic sunt două butoane acolo. Da, da. Una e de autorecenzare și una este de verificare autorecenzării. Vedeți că el este disponibil din 21 martie și e la 7 zile de la completarea formularului. Deci eu dacă am completat, intra, da, peste 7 zile, da, ai 8 ca să fiu sigur, da? Așa. 8 ca să fiu sigur. Apăs pe butonul ăla, introduc CNP-ul, da, și așa, mi se și descarcă automat o adeverință. E un format PDF, poți să descarc o adeverință. Fac o analogie nefericită. E ca pe vremea când completam cu vaccinurile.
Certificatul verde. Certificatul sau certificatul verde. E un sistem similar. Da. Deci am completat, am dat CNP-ul și dacă totul este în regulă, primesc acea adeverință, mă rog, adeverință, să-i spunem adeverință. Dovada că m-am autorecenzat. Cu asta mă duc la șeful de la serviciu și și pot să obțin și îmi dau o zi liberă, cum ar veni. Da, da. Am înțeles. Sau dai o zi liberă. Da. E interesant. Acum, aș mai fi vrut să fac o precizare. Toate datele legate de reședință, de exemplu, perioada de lucru, că se cere numărul de ore lucrate în ultima săptămână, să fac, toate sunt în raport cu ziua sau perioada de referință a recensământului. Iar aceasta, ziua de referință, este 1 decembrie 2021. Da? Dar, practic, pe formular și scrie. Toate informațiile astea sunt scrise pe formular. Trebuie doar puțin citit. Da, da. Am înțeles. Bun, de acum încolo ar după urma... După ce am terminat formularul, ați văzut, e butonul, dacă putem să mai dăm puțin, există butonul ăsta de finalizare. Da, noi dăm butonul de finalizare și, practic, îmi apare aceasta, ați încheiat completarea chestionarului de recensământ. Da, și pot să și descarc transcrierea interviului, adică datele care sunt pe care le-am introdus. Deci dacă vreau să le păstrez, le descarc și le am pentru eternitate, că m-am autorecenzat. Da, pe același model merge și pentru membrii familiei. Da, cu mențiunea pe care am spus-o deja, nu mai completează datele pentru locuință și gospodărie. Și sunt doar, aceleași rubrici, doar practic... rubricile personale. Da. Da. Unde locuiește, cum e clădirea... Nu, dacă există o altă clădire, dacă mai e o altă locuință, unul dintre membrii familiei sau... Aia e doar la locuințele secundare. Secundare, da. Dacă se înregistrează. În dar, practic, ceilalți membri ai gospodăriei primesc doar datele legate de stare civilă, studii, ocupație. Exact. Da. Deci nu cred că mergem mai departe cu filmulețul pe asta, decât dacă credeți că e ceva important. Nu. Practic, formularul acela de persoană e completat ulterior de toți membrii gospodăriei, deci, și se finalizează. Eu am completat cu toți membrii dumneavoastră, familiei. Dumneavoastră, da. Avem totul noi făcut. Noi am finalizat inclusiv tot procesul. Da. Da, de asta am spus. Bun. Haideți acum, dacă tot am făcut lucrul ăsta, să spunem că acest recensământ, eu vreau să mai spunem încă o dată, nu este o chestie care s-a făcut acum, s-a hotărât acum, ci este o obligație pe care statul român și-a asumat-o într-un proces european. Noi ne asumăm lucruri, în general românii se țin de ele, chiar dacă mai târziu, alții nu se țin de ce se asumă, dar noi ne ținem, așa, și... că n-are nicio legătură cu o eventuală naționalizare pe care ar fi pregătit-o statul român. Am văzut și eu mesajele astea, acum a pus și în contextul războiului. Ceea ce aș vrea să spun este că și asta se regăsesc, informațiile sunt publice, inclusiv chestionarul, ce tipuri de informații colectăm. Unii pot face și comparații cu recensământul din 2011 și cu celelalte recensământe. Pentru noi este, din punctul meu, este un eveniment național pozitiv. Adică după pandemie și toate altele, recensământul este al 13-lea recensământ pe care îl face statul român, de la Cuza încoace. Și din punctul meu de vedere este una din lucrările statistice, atenție, statistice, cele mai importante și cu beneficii pe termen lung. Pentru că eu știu, am avut și experiența recensământului din 2011 și faptul că toate datele din 2011 au fost solicitate timp de chiar și anul ăsta încă mi se solicită date de la acel recensământ. Și cine solicită date? Solicită comunitățile, administrația publică locală, primăriile pentru proiecte. Sunt solicitate chiar și de firme, da? La ce e bun tot timpul, la ce îmi trebuie mie datele de la recensământ? Păi un investitor nu vrea să știe ce populație locuiește acolo, că aia e piața, nu? Nu vrea să știe
care sunt tipurile de resurse de muncă pe care se poate baza, nivelul resurselor de muncă și educația lor. Adică sunt niște lucruri foarte importante. Da, deci... Sistemul de învățământ nu vrea să știe oarecare ce urmează, adică care sunt copiii care urmează să intre în sistemul de învățământ sau nivelurile sau în ce să investească, în ce domenii de educație să investească. Astea, numai ca să dau câteva exemple. Mai dau și eu două, trei exemple. De exemplu, autoritățile publice locale, județene, locale, trebuie să știe la ce se raportează când plătesc, de exemplu, asocieri cu alte... Deci, o asociere, vă dau un exemplu. Asocierea, am scris despre ea, Asocierea Cooperativă în Zadar. Adică Piatra Neamț este asociat la Asociația Moldova Se Dezvoltă, care nu mai funcționează. Și și-au dat seama că plătesc 110.000 de lei raportat la numărul populației de nu știu când, deci aveau nevoie de date statistice și au oprit plățile acum pentru că și-au dat seama că nu mai funcționează. Deci e important să știi la ce te raportezi întotdeauna. Absolut, absolut. Deci, dacă te raportezi și, la o... Și e adevărat că noi, de exemplu, noi avem acel indicator populația domiciliată sau populația după domiciliu, cum, și care reprezintă persoane care sunt domiciliate pe un teritoriu. Cum ar fi, de exemplu, în Piatra. Dar eu cred că administrația publică locală e interesată să facă investiții pentru persoane care efectiv locuiesc și după nevoile lor. Nu după persoanele care cumva au domiciliu aici, dar trăiesc în București. Da? Până la urmă, pe noi ne interesează... Trăiesc, lucrează în București, adică... Sau, da, deci da. Pe noi ne interesează practic populația care efectiv locuiește, nivelul, să spunem, informații legate de locuință. Bineînțeles că ne interesează dotarea locuințelor, sistemul, să spunem, de infrastructură care e legat la dotarea locuințelor, nivelul de confort al persoanelor. Știți ce lipsește din formularul ăsta? Așa, asta era o chestie chiar interesantă. Uite, de ce nu m-am gândit eu înainte? De exemplu, alimentarea cu apă, da? Deci ai apă de la sistem public. Mai trebuia acolo, între ce ore beneficiezi de apă sau între ce zile din săptămână? Pentru că avem, de exemplu, apa servu, care ar fi putut folosi aceste date ca să-și îmbunătățească serviciile aduse populației. Între ce ore, de exemplu, sunt localități care pot să completeze fără niciun fel de problemă 3 zile pe lună. Atunci acolo știu că ar trebui să facă niște lucruri. De asta zic, asta cred că ar fi fost interesant la utilitate. Deci noi, deocamdată, în aceste întrebări, ca să trag o concluzie așa, sunt întrebări care asigură o continuitate în timp. Sunt niște serii de date. Sunt întrebări care s-au pus și la recensământul populației. Corect. Uitați, apropo de întrebările astea, una mi s-a părut mie ciudată. Nu numai mie, am primit și feedback-uri acum, chiar în momentul ăsta. De ce apare întrebarea aceea dacă v-a afectat pandemia? Adică mie nu mi se pare că întrebarea asta are legătură nici cu condițiile de locuit, nici cu populația da. Domiciliată, nici cu cea stabilă, cu nimic. Asta... Acum am să vă spun, întrebarea asta a fost o întrebare, să spunem, contextuală. E o întrebare legată de perioada prin care am trecut și întrebarea asta apare doar la persoanele care lucrează, pentru că de fapt ea vrea să stabilească care a fost impactul sau cel puțin impactul perceput al populației cu privire la situația economică sau situația de muncă a persoanei. Așa, în contextul ăsta ar avea o logică. Pentru că persoanele, de exemplu, sub 15 ani, care conform Biroului Internațional Muncii nu lucrează, nu primesc întrebarea asta, nu trebuie să răspundă. Deci e strict legată de activitatea economică sau cum a influențat pandemia, percepția persoanei cu privire la cum a influențat. Acolo îți spune mult, foarte... Da, și puțin, de altfel ați văzut puțin, că e și mult... o întrebare mai degrabă de percepție. Nu? Tocmai genul de întrebări graduale. De asta vă spun da. Că asta sună ciudat în contextul în care ai întrebări foarte precise.
da. În care e cu da, nu, da. Trebuie să pui cifre, date. Asta, așa, cu o întrebare de percepție, mie mi se pare cumva un fel de chestie ne la locul ei, dar mă rog, e părerea... Asta este motivul pentru care a fost pus întrebarea asta. Da. Da. În rest, nu cred că mai sunt și alte lucruri neclare. V-am spus, cel puțin, că toate întrebările sunt întrebări la nivel european puse. Adică nu există... Nu, chestionarul nostru sau... Să spunem, întrebările din formularele noastre nu sunt altfel decât cele la care răspunde orice persoană, orice cetățean al Uniunii Europene. Bun, să încercăm o concluzie. Da. Să încercăm o concluzie. O încercați dumneavoastră, o încerc eu? Eu pot să încerc. Eu am, tot timpul am spus legat de acest recensământ și de importanța lui. E un lucru, din punctul meu de vedere, e un lucru pozitiv. Probabil ne-a săturat de pandemie, de război, de recensământul e un lucru pozitiv pentru noi, pentru noi ca țară. Și eu consider că dincolo de reglementări legale, de faptul că suntem obligați conform legii să ne recenzăm, e și o chestie de atitudine civică pe care din când în când trebuie să o avem. Și mai ales că o avem pentru noi. Da? Pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea ulterioară a comunității în care trăim. Da, încerc și o concluzie. Să spunem că acest proces de recenzare are ca șef local, ca șef local pe prefectul județului, dovadă importanța pe care o acordă statul acestui proces, că în mod normal, primii interesați să știe ce se întâmplă în zona lor sunt cei care conduc comunitățile locale, adică primarii. Mulți dintre ei nu știu ce se întâmplă în zona lor și atunci recensământul îi poate ajuta să învețe mai multe lucruri. Ne poate ajuta și pe noi să înțelegem undeva care este starea civică a populației. Uite, citeam acum în timpul emisiunii o știre, Neamțu, potrivit unei știri apărute pe știri pe surse, dacă nu mă înșel, ocupă un onorant loc 11 parcă, după primele zile de recenzare, la autorecenzare. Adică dacă luăm și dăm deoparte marile aglomerații umane, mari orașe urbane, da. Și le luăm așa rapid, Iași, București, Iași, Constanța, Cluj, Timișoara, da. Brașov, probabil, da. Sibiu, nu știu dacă Sibiu e acolo, așa. Este. Înseamnă că sunteți bine poziționați. Da, din punctul nostru de vedere, da. Mai ales că județul Neamț este, știți, la populație, preponderent rural. Da, rural, rural, da, ne pricepem. E clar că acest recensământ e deosebit și din punctul ăsta de vedere. Este totul digital. Adică poate fi totul digital. Nu folosim hârtie, dacă vreți așa. În primul rând că... Așa, apropo, dacă eu nu mă duc, nu mă autorecenzez. În primul rând că primele două luni mă pot autorecenza și următoarele două luni vine un recenzor... Care vine tot cu... Vine cu o tabletă și introduce datele. Deci nu folosiți. Și care e marele avantaj, tocmai de asta am spus și chestia cu decalatul recensământului, marele avantaj este că se pot scoate date mult mai repede. Da, până la sfârșitul anului. Adică la recensământ 2011 au mai trecut un an și pentru că toate datele de pe hârtie au trebuit completate de către niște operatori introduse în calculator. Acum e mult mai simplu. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez așa la sfârșit e legat de confidențialitatea datelor. Persoanele care se autorecenzează stau acasă, confort. Nu stă nimeni să le spună ce răspunsuri sunt bune și ce răspunsuri sunt rele. Odată ce au trimis formularul, CNP-ul lor se criptează irreversibil, se transformă într-un cod statistic unic. Practic, o persoană nu mai poate fi deloc identificată în baza de date a
recensământului. Și încă ceva ce mi s-a părut interesant, te duci la un punct din acesta deschis unde ai o anumită vârstă și nu ai e-mail. Acolo există, am înțeles, niște... Da, setate niște adrese de e-mail, tocmai pentru a primi aceste link-uri. Link-ul de început, ca să poți merge mai și departe. De asta zic, e important să înțelegem că noi nu colectăm adresele de e-mail. Adresa de e-mail este doar o funcție, să spunem, o zonă funcțională în care persoana primește un link ca să completeze un formular. Cine se pricepe, dacă e foarte reticent, poate să își facă un mail. Sau poate să-și facă un mail strict pentru acest strict lucru. Pentru asta și îl lasă deoparte și a terminat. Dacă ești foarte reticent cu privire la colectarea datelor, care oricum... Și absolut toate datele colectate, pe lângă faptul că o persoană nu mai poate fi identificată în baza de date ulterior, toate datele sunt agregate și utilizate strict statistic. Practic, ele și când o să fie prezentate, nu spunem date despre indivizi, spunem date agregate despre localități, despre sate, despre regiuni. Bine, a fost Claudiu Harabagiu, director executiv al Direcției Regionale de Statistică Neamț. Mulțumesc frumos! Oricând, cu plăcere, când e. Poate v-am plictisit cu aceste date, dar ele sunt necesare. Emisiunea rămâne, ea va fi pe YouTube, va fi și pe site, a fost și distribuită, va fi acolo. Cine are nevoie poate să ducă să vadă, ascultă și explicațiile și poate să se autorecenzeze. Dacă nu, dacă doriți, mergeți în acele puncte unde puteți primi ajutor. Iar la finalul finalului, cine nu, așteaptă recenzorii acasă, un lucru cât mai puțin de dorit, pentru că cu cât se termină mai repede și mai ușor, cu atât scad și cheltuierile pe acest recensământ. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Să ne vedem sănătoși luni. Poate va fi mai bine și la vecinii ucrainieni, poate va fi mai bine în general în Europa, în lume. Sâmbătă, duminică, puteți folosi timpul să vă autorecenzați. Cele bune, sănătate și nu uitați, sunteți de cele mai multe ori pe cont propriu.